Poveste! Vârcolacul din pădure, așa că haide să începem! Sună telefonul, ia să vedem noi cine mă mai sună. Pune-mi pariu că-i Vasilică, normal că-i Vasilică. Alo, Vasilică, ce este? Alo, Tango, am găsit ceva interesant în pădure. Ce este, Vasilică? Ceva interesant. Vi te rog. Nu pot să vin, că acum e Vlad pe la mine și aveam ceva de făcut și nu pot să vin. Hai mai târziu. Mă va fi nasol dacă nu vii. Dar sigur de pe acum. Vasilică, e cumva amenințare? Nu e Tango. Îmi pare că chise din pădure nu e bună. A, ok, acum, Vasilicius, am înțeles. Hai, papa, hai că vin acum. Doamne, ce mă mai sună? Și Vasilica acum, ce mai vrea? Bine, hai să merg. Ce are el interesant pe acum în pădure? Iar m-am coborât pe scări. Am deschis ușa, am ieșit afară. Am mers și iarăși mers. Până am ajuns în pădure. Acum trebuie să-l căutăm pe Vasilică și aflăm ce e în pădure. O, Vasilică, ce este? Tango, se spune că aici e un vârcolac. Chiar este un vârcolac aici. Așa că mergem încet, ok? Hai, Vasilică, nu te cred! Atunci alergam în pădure. Vă vrei în Darius? Of, bine! Alergam în pădure, Vasilică. Vrei în Darius? Niciun vârcolac nu e în pădurea asta. Ce e asta? Adică e un vârcolac. Niciun vârcolac nu e. Îți spun eu sincer că este. Lasă-mă, mă, cu vrăjelile astea, că nu este niciun vârcolac. Vezi? Auzi un vârcolac? Ai auzit, Tango? Slupe aici! N-au treabă cu noi! Ești sigur? Da, sunt absolut sigur, nu e niciun vârcolac aici. Îți spun eu sincer. Ce e? Era un vârcolac. Fugim, Vasilică. Fugim. Pălăria mea. Bine, Vasilică, îți dau pălăria. Ia-o. Să merg la Vlad să îi spun și lui ce s-a întâmplat. Vlad, s-a întâmplat ceva. Ce? Eu cu Vasilică. Poți să vii, te rog, până la mine în cameră. Bun, deci, m-a sunat Vasilică și mi-a spus că să căutăm un vârcolac în pădure. Pădure de aici, din aproape. La început nu l-am crezut, până când l-am văzut și am început să fugim, l-am văzut așa un pic. Voi chiar ați fost în pădure? Chiar am fost în pădure și am văzut și am dat de vârcolac acum ziua. Dar vârcolacii nu sunt ziua. Nu știu cum, dar am dat. Era pitit după umbră, așa am văzut eu. Hai să... Nu era lună plină, dacă ar fi fost lună plină... Bianca, o să ne spice Vasilică totul. Poate știe el. Uite, haide, uite, e și Vasilică aici. Vasilică, ne poți spune despre vârcolacul pe care l-am găsit în pădure? Știi multe? Da, bine atunci. Tango, Vlad, vreau să vă spun despre vârcolacul ăla din pădure. Știu foarte multe. Vârcolacul ăla se numește Mancapalus. Am auzit că el trăiește în pădure pe internet, la început n-am crezut, dar după a apărut
tata și mi-a spus că repede să-l căutăm în pădure. Poate avem ocazia să-l prindem. Și n-am reușit să-l prindem deoarece a alergat după noi. Am reușit să ieșim din pădure. Așa că, Tango, am ce să-ți arăt și ție, chiar dacă erai cu Vlad. Am o întrebare, dar voi de ce nu ați făcut o capcană pentru acel vârcolac? Adică... Nu, vârcolacul ăla e prea inteligent. Mancampalus e prea inteligent. Atunci... Păi da, da, faceți o capcană. Ăsta, da. Încercați cumva să puneți o sfoară care să fie ăsta cumva legată. Ăsta de un copac, de doi copaci. Ăsta pentru... Și acoperiți-o cu frunze. Și când el o să alerge spre voi, el se va împiedica de ăsta, de sfoară și eu, ăsta, eu am căutat și eu puțin pe net despre vârcolaș că mă plictiseam și am văzut că cică sunt foarte, foarte, e foarte, foarte greu. De greutate foarte mare și o putere mare. Oh, bine, atunci, dar Mancampalus este un vârcolac diferit. Nu, Mancampalus este strict strecârt. El a apărut pe un site secret. Tu n-ai căutat de fel Mancampalus. Mancampalus e foarte inteligent și vede și ocolește capcanele. Așa că luați-vă armele și haide în pădure după vârcolac, mai repede. Mă, serios, Vasilica, haide! Nu, luați-vă armele! Eu rămân aici, în caz că se întâmplă ceva acasă. Ăsta o să păstrez și... Mancampalus, nu vine! Nu iasă din pădure! Dacă spuneai că e secret... Nu, eu am dat deci am citit, e undeva pe net. Am reușit să sparg site. Tatăl meu hacker, am reușit să sparg site. Păi, da, uite, dacă se uiți pe stradă aici, sunt copaci. Deci, nu! E un fel de pădurice. Bine, atunci rămâi aici, eu cu Tango plecăm. Bine, Vasilica, hai să plecăm. Armele. Bine, Tango, bine, Vlad. Bun, deci ne luăm armele. Un ciocan pentru tine, Tango. Da, și pentru Vasilica. Vasilica poate îl controla cu puterea minții. Vasilica poate controla cu puterea minții. Vasilica e una dintre puținele persoane care poate controla cu puterea minții. Trebuie să spui la mură ca să nu te muște. Bine. Te devii și tu vârcolac dacă. Bun, deci. Bine, Vasilica, tu ce ai? Mă, ți-ai luat pelerina aia. Pare bună. Okay. Da. Și ce ai mănușile alea în mâine? Hai să mergem să ne vârcolacul ăla. Vasilica, mi-e frică. Nu-ți fie frică, Tango. Eu sunt cel mai puternic. M-a învățat maica mea să-mi controlez mintea de când avem 5 ani. A, bine, Vasilica. Am ajuns în pădure. Sigur facem asta. Jocanul ăsta e din plastic. E chiar foarte bun, crede bă. Bine, Vasilica. Vârcolac, unde ești? Ven la mine! Vasilica, ce merge cu ăla? Te luci cu vârcolacul? Așa reține-l! Nu mai poți așa, haide, cu puterea ta! Cu puterea ta, Vasilica! Vasilica, dai că îi trag eu una, tu reține-l și eu vin din spate, ok? Așa... Doar să nu mă vadă. Vârcolacul e aici. Bun, deci am ajuns în spatele vârcolacului. Bun, și când mai poți? De ce n-a mers? Fugim! Vasilica, trage-l spre tine! Te-a prins! Mă prindem, Vasilica! De ce nu mi-a jos armura? Dai! E timpul să mergem la jur. Ce caut lângă gunoi? Și unde e Vasilica? Atenție, cetățeni!
S-a raportat că s-a raportat o transformare în burcolac prins în Petru. Prima transformare cunoscută în lume, drept a băiatului Vasilis Iusdas Wolfraion Darius Marius. Ăsta e Vasilica! E vurcolac acum. Trebuie să ne pozim de Vasilica. Trebuie să mă duc la Vasile anunț. Cred că și el auzi. O lupto! Ăsta e Vasilica! Vasile, ce ai făcut? Doamne. Sca, să las mai repede asta. Ai auzit ce s-a întâmplat cu Vasilica? Ce? Mă, să știi că Vasilica a devenit vârcolac, a fost atacat de vârcolac. El punește prinții Medru, s-a auzit prinții Nerene. Că zic că cetățeni, poziți-vă că prin... s-a dus în Medru... Prinții Medru înseamnă că am dreptate. A zis așa, Vasilicius Das, Wolfraion Darius Marius. Deci înseamnă nu. Asta e Vasilica. Înseamnă că Vasilica e vârcolac și nu doar asta. Dar dacă este vârcolac, înseamnă că tu ai mers cu un vârcolac și... Eu nu sunt vârcolac! Am auzit acum și zic că nu sunt. Dar Vasilica este! Am auzit ăsta, o chestie despre vârcolaci, că zic că... Ăsta, vârcolacii ar... Ăsta... Că dacă... tipul ăsta, m-am uitat pe internet... Pentru că au făcut cumva public, au reușit să-l facă public. Că anunțul cu Vasilica? Da, și ăsta, au publicat aia cu vârcolacii, care era top secret. Cai, mă! Uite, mamă-n bită, hize, togumai yataisi. Ce-i cântecul ăsta japonez? Cred că e Vasilica, că doar el știe japoneză din sat. Aoleu, e la ușă. Repede, încuia ușa. O, dacă doamna, iată, fuci! Fugi, urmează-te. Uite! Hello! Raul! Vasilica, tu ce ai? Eu sunt vârcăleac și am venit cu voi. Vasilica e vârcolac, hai să ne uităm. Poți vede ceva prin cheie? Ce să facem? Vârcolacul ăsta e prea puternic. Nu avem ce să... Au, să facem! Uf! Cred că a plecat. Să mă ascund, repede! Gata, m-am ascuns. Știi că mai există o grămadă de vârcolași în viața mea. Mai stăm aici, că poate nu a plecat din casă. Ok. Hai să ieșim. Ne vedem. Sabia magică a lui David. N-are nicio sabie magică. Ai povestea aia cu Siren Head. Oh my god. Aoleu. Mai e. Aoleu. Chiar e. Ce să ne facem? Alo, Sabia? Alo, Sabia, eu vreau că Sabia... Deschide ușa! Nu pot să mai rezist, e prea puternic! Am auzit că lumina îi face pe vârcolaci să moară. Atunci pe tine ce te face? Stai puțin, hai să caut Bennet puțin. Am găsit o tabletă. Deci știi că apa le face rău. Dacă sunt stropiți cu apă... L-am stropit cu apă!
Acum ar trebui să moară. Nu merge! Ce? Acum te oprei! Vin la mine! Vlăduț! Wow, ce se... Au, am picat. Probabil că mașin, dar să mai dic. Nu cred că am murit. Să-l încui repede în baie. Hola, hola.